putea să reprezinte în Consiliul de Observatori categorii sociale minoritare, marginale, neascultate și nereflectate până acum în grilele, în programele companiei de la Radio Moldova, dar care sunt foarte sonore, active, revoluționare și au nevoie de reprezentare. Cred că ar trebui optimizate cheltuielile companiei pe mai puține emisiuni informative. Cred că mesagerul putea fi transformat lesne într-un digest de știri făcute de televiziunile comerciale pe care să le ia sau în mod aleatoriu, cum intrăm noi acum la concursul ăsta, sau în fiecare zi știrile de la alte televiziuni ca să asigure echidistanță și echilibru. Și în felul ăsta se vor economisi bani pentru emisiuni educative. Cred că televiziunea asta întreținută din bani publici trebuie să acopere golurile pe care televiziunile generaliste nu le acoperă, nu dau educație, nu învață oamenii să stele pe dinți sau să meargă la control medical, nu învață chestii absolut elementare, educație civică sau juridică. Și e necesar asta și la radio și la televizor. De asemenea, trebuie susținut alta și nu fac asta alte televiziuni. Concerte de muzică clasică, muzică populară, filme. Se fac la noi ultima vreme și filme de ficțiune și filme documentare. Nici o televiziune nu le dă, iar Moldova 1 le dă neapărat cu specialiști în studio care să comenteze cât e de bun sau e de rău filmul celălalt. El în sine e o atitudine, o operă de artă și trebuie difuzat din când în când. Știu că Moldova 1 are un proces de judecată cu niște realizatori pentru nedifuzarea sau incerta difuzarea unor filme documentare despre drepturile omului. Cred că în cazul ăsta ar trebui redifuzat filmul cu mediatizare intensă și să zică, ia uitați-vă, noi suntem de bună intenție și difuzăm aceste filme pentru că sunt bune și utile social, le difuzăm periodic ca să nu mai existe suspiciunea că noi cenzurăm niște opinii, niște interese. Cred că trebuie renunțat la radio, la dedicații muzicale, pentru că majoritatea posturilor de radio fac chestia asta. Cred că trebuie renunțat la Moldova, TV Moldova Internațional, care consumă o grămadă de bani, dar nu o să obținem niciodată acoperire globală, însă internetul ne permite celor plecați, mulți moldoveni plecați, dar ei pe internet pot să vadă programele Moldova 1 integral. Nu este necesar să cheltuim atâția bani pentru un canal suplimentar de televiziune, pentru satelit și pentru alte. Deci sunt pentru optimizare și pentru diversificarea grilei ca să fie reprezentați în programe cetățenii de toate categoriile. De exemplu, de ce este emisiune pentru toate limbile din Moldova, majoritatea, importante. Și nu sunt pentru toate confesiunile. Este o singură emisiune de prozelitism ortodox și nici măcar nu vorbește despre care biserică ortodoxă, dar sunt atâția oameni care cred în altceva decât ortodoxie, tot creștinism. Dar sunt alții care nu cred în creștinism deloc, dar sunt unii care nu cred deloc. De ce nu se fac dezbateri pe tema asta? Emisiuni despre tradiție. De ce nu se privesc analitic și critic emisiunile despre tradiție? Să nu pățăm cum a păzit-o mai ieri, de mereu difuzând niște colini de antisemite, fără ca să le discute, fără ca să reevalueze tradițiile care nu întotdeauna sunt bune și demne de promovat. Mulțumesc, domnul Bregă, 3 minute, sperați, puțin să lansi colegi întrebări. Moldova un microfon mai optimizată. Și eu personal consider asta o mare prostie, chiar dacă noi renunțăm la satelit. Chiar dacă noi renunțăm la satelit care presupune costul, noi avem sub 1 milion de cetățeni, Moldova care s-au discutat. Și eu consider că o televiziune publică este obligată să acorde un spațiu în grila ei de emisii pentru acești cetățeni care s-au discutat. Sunt 1 milion de oameni. Noi întâmplător acoperim Madagascarul, dar nu ajungem în Canada, în Australia, unde sunt foarte mulți, nu ajungem în Portugalia. Deci problema în Portugalia nu se uită la Moldova bun. Ba da, să uită. Eu vă astfel. Ei au toți cablu și toți au internet. E altă problemă, că nu privește pe satelit, privește ca Moldova 1 să ajungă la ei prin alte căi. Poate internetul care costurile sunt mai puțin, dar nu trebuie lichidată redacția Moldova Internațională. Asta este o problemă după mine, pentru că departamentul respectiv crea un produs pentru cetățenii noștri. Deja calea de retransmisie a semnalului, fie prin satelit, că fie prin internet, că fie eu altă chestie. Dar ca departament... Eu cred că trebuie să discutăm. Da, domnul Ciocan. Eu așa spun domnul. Aveți experiență în Ce emisiuni? 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 Ce emisiuni?
prima întrebare. Și a doua întrebare, campania electorală și post-cum în televiziune. Cum ar trebui să comporte publicul în campania electorală și cum să reflecte, mai ales în cazul în care ați una dintre propuneri noastre, a fost ca să facă un digest de știri de la mai multe posturi de televiziune. Știri le-am zis să facă digest ca să se economisească. Acolo s-a angajat o grămadă de oameni și o grămadă de sofieți, transport și se duc la o conferință de presă la care sunt toate televiziunile, inclusiv Moldova 1. Ce câștigă omul? Ce are de obținut pe cetățeanul din asta? În schimb, aș face neapărat o emisiune de dezbateri politice pentru tot spectrul politic. Știu că avem aproape 40 de partide înregistrate și toate au nevoie de reprezentare, nu doar atunci în campania electorală. Știu că în campania electorală toate televiziunile, nu doar Moldova 1, se comportă în baza codului electoral și a codului audiovizual, pentru că sunt o grămadă de monitori și care observă chestia asta și ce cu să uită foarte atent. Dar în timpul pașnic, în afara alegerilor, trebuie să existe dezbateri politice, nu neapărat o oră a opoziției, dar să fie dezbateri politice cu implicarea opoziției, pentru că guvernarea e prea reprezentată la televiziunea publică și acum, nu doar pe timpul fostei guvernare. Nu sunt de acord, deci rapartele, nu că aș vrea cum s-a urmărit, rapartele mă vădare, care ce au chiar recent, săptămâna viitoare vor fi prezentat prin autorizat de opinia, pe cele mi-au aproximativ 40% nici nu doar la Moldova, dar la toate postul și televiziune. Pentru că se reflectă protestele lor la știri. Am zis, dacă noi trecem la știri digest, neapărat vor fi necesare dezbateri în studioul nostru cu vederi politici. Fundamental greșită pentru o televiziune publică să facă digest, dacă ar avea două, trei posturi, da, un post poate să-și facă. Nu, televiziune publică trebuie să aibă bulletin de știri, serios. Aș știri să rog. Da, eu înțeleg, dar m-am... Mulțumesc, stimați colegi, dacă noi să vă întrebăm pe domnul Grecu. Mulțumesc și la 1:30 m-am spus. Știi că vor fi rezultate. Eu vă rog, doar că